Te rog, te rog, te rog, astăzi jucăm Stumble Guy și avem un episod mult mai special, deoarece astăzi, după cum puteți vedea, s-a adăugat nu această roată, de fapt cred că ieri s-a adăugat, în fine, nu mai contează, dar s-a adăugat roata asta nouă specială, în care avem o nouă specială, Gridiron, care este skinul acesta, uitați-l, acesta auriu și este de la noua hartă, noua colaborare, de fapt, de la Stumble Guys cu cei de la Super Bowl, de la NFL sau ceva de genul și așa, și mai avem două free spin-uri aici, după cum puteți vedea, este și această ofertă de 5 euro cu 650 de gemuri de astea, de tokenuri, de 1800 de gemuri și încă un free spin în fiecare zi în plus. Mai avem oferta asta de 8 euro în care avem acest footstep cu mingea aceasta de fotbal american, 2000 de gemuri și da, după cum puteți vedea, nu știu, spuneți-mi dacă se merită vreuna din ele, dar astăzi avem un episod mai special deoarece nu o să facem treaba asta, avem și aici niște lucruri pe care le deschidem, niște 50 de gemuri și încă un spin. Dar astea o să le facem în următorul video, în următorul episod o să deschidem toate astea. Avem aici 105 gemuri, dar dacă intrăm aici, luăm astea 50 de gemuri și putem să deschidem și Gridiron-ul. Și astăzi vreau să vă prezint un nou lucru foarte interesant pe Stumble Guys. Bine, de fapt nu e pe Stumble Guys, dar este un joc asemănător cu Stumble Guys. O să vi-l arăt chiar acum. Ok, deci acesta este jocul, se numește Ultimate Guys și după cum puteți vedea aici, ok, hai să intrăm în ăsta, deci cam așa arată, o să ne punem noi nume și toate astea chiar acum pe episod. Și dacă intrăm aici la skin-uri, avem o legendară Talking John, deci Talking John este pe acest joc și hai să intrăm pe store. Cum putem face noi 100, deci vedeți, este 100 de gemuri costă, dar cum putem să luăm 100 de gemuri? Ok, deci aici 5 gemuri dacă te uiți la un videoclip. Dar altfel cum poți să faci tu gemuri, că nu văd nimic să cumperi sau ceva de genul, chiar habar n-am, dar intrăm într-un meci, că poate dacă intrăm într-un meci ne deblochează mai multe lucruri, dar hai să ne punem și noi un nume aici, să sperăm că nu ne-au luat băieții numele, ia să vedem, ne l-au luat sau nu ne-au luat, ia, nu l-a luat mă, e perfect, ba, ne punem numele acesta, lăsăm așa, perfect, și hai să intrăm într-un meci să vedem dacă după ce se termină meciul acesta putem să deblocăm mai multe lucruri ca să luăm ăsta, sau hai să dăm la ăsta și vedem, ne uităm la unde ăsta și hai să vedem ce se întâmplă. Ok, da, bă, uite, s-au pus 5, dar putem să dăm, oare putem să dăm nelimitate? Păi putem ajunge la 100 de gemuri. O să facem treaba asta, dar hai prima oară să intrăm într-un match, de fapt nu, hai să facem treaba asta și intrăm după într-un match. Mamă, dar stai că nu o să ne dea chiar, poate să ne dea ori aia, ori aia, deci, mamă, sper să ne dea Talking John, sincer, chiar sper să ne dea. Dar, hai să vedem, facem treaba asta, să sperăm că nu durează prea mult, dar, aia e. Opa, a apărut 100 de gemuri, deci avem 100 de gemuri, dar să sperăm că o să ne pice Talking John și nu chestia asta, cum se numește asta, dar chiar ia stai să mă uit, sper să nu ne pice peu asta cu picioarele astea, sper să ne pice, stai să ne pice Talking John, hai te rog doamnește, hai, te rog, te rog, te rog, bine mă, mamă ce noroc am avut, deci fix Talking John, mamă e perfect mă, chiar e perfect că ne-a picat ăsta, ok, gata, ne l-am pus și l-avem, uitați-l aici cât de tare e el așa, și hai să vedem cum e jocul ăsta, primul meci pe acel joc, hai să vedem, mamă cum aleargă aici, ok, s-a blocat, sper să nu fie vreo problemă, mamă cum merge, de ce merge așa, dar hai să vedem, bă să joacă cineva jocul ăsta, chiar sunt jucător pe jocul ăsta, ia să vedem, ok, sunt jucător, dar de ce cred că nu sunt jucător real? Mamă, cât de nașpa e de... Eu nu pot să... What? What? Ce cu jocul ăsta? De ce nu mă lasă... De ce trebuie să controlez cu mouse-ul și e greu să controlez cu mouse-ul, să sar, să fac toate astea? Mamă, cât de nașpa e. Bă, da, oare există ceva setări să le fac? Mamă, cât de nașpa e așa, dar... Ai, norocul ghinionul începătorului, de fapt. Hai să vedem, mergem așa, ok... Ai, ne descurcăm și noi după posibilități, ne descurcăm cum putem și noi, mamă, dar nu văd în față, nu știu ce se întâmplă pe aici, ok. Mamă, mamă, nu, opa, a, gata, acum văd în față, ne ducem și noi pe aici, bă, dar dacă mă lovesc, dar ăstea în continuu, nu știu ce mai fac, că nu vreau să mă mai lovesc. Și, bine, mă, hai că am trecut, lejer, bă, nu, stai că vine ăsta, așa, gata, nu, bă, da, bă, cât de nașpa, de ce pot, de ce nu mă lasă să merg cum trebuie, de ce trebuie să merg de pe astea, eu nu înțeleg. What? Nici de pot să gif, bă, dar după nimic nu pot să merg. Păi și eu cum sar aici, mă, e imposibil să fac eu astea. Mamă, deci e imposibil, habar n-am, nu pot să trec. Doamne, bă, ce e cu jocul ăsta? De ce nu merge? De ce nu merge? De ce trebuie să folosesc mouse-ul? Că nu pot, ok, bine că erau astea așa puse, dar... Hai să vedem, ne calificăm, mamă, ăsta e un challenge chiar foarte greu. Hai să vedem dacă putem să ne calificăm totuși prin chestiile astea. Băi, la așa, părțile astea nu sunt chiar așa de rele, dar... E nașpa treaba asta, că de ce nu pot eu să merg de pe tastatură și de ce trebuie să merg doar cu mouse-ul și n-am cum să fac să sar și toate astea, e foarte greu.
absolut greu. Ok, hai că m-am calificat al 15-lea, deci la limită s-ar putea spune. Ok, cam așa arată și ăsta unde te scoate, deci transformă așa, îi scoate de pe ăsta, ceva de genul, habar n-am, mamă, reclamă. Ok, hai să vedem și runda a doua, astea cu aceste uși care trebuie să merg prin una care e bună, ceva de genul ca pe Fall Guys, știu că e rea, hai să vedem, asta e bună, nu e bună, deci mergem pe aici. Ok, hai să vedem, mai este și pe aici prin partea asta, ok, aici erau toate trei de fapt la rând, ia aici, ia să vedem, eu zic că este asta, da mă, da, asta e. Dacă poți și o să merg, ar fi chiar bine, băieți. Și da, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, bine, cu Stumble Guys, cu jocul ăsta, nu știu, dar dacă ar merge să fac treaba aia, să pot și o să merg din controle, din tastatură, adică nu din mouse, că e foarte nașpa și nu vreau să mai joc jocul ăsta, dar apăsați și voi pe butonul de like dacă mai vreți episoade de genul cu Talking John, cu Stumble Guys, cu orice joc. Scriți voi acolo în comentarii cu ce vreți să mai facem și să vedem dacă ne calificăm. Nu m-am calificat, din păcate, bă, la limită din nou. Ok, deci cam așa arată și ăsta, am primit 150 de bănuți, 15 trofee și 7 gemuri, ok, hai să vedem, bă, dar n-avem și noi de-asta să facem, bă, nu există de-asta de options, what, de ce nu există, doamne, ce e cu jocul acesta, sincer, bă, dar trebuie să existe undeva, mă. Mamă, deci ca mai ora nu găsesc absolut nicăieri, deci am căutat peste tot, caut aici, nu e, dar hai să vedem și noi ce skin-uri mai au, băieții pe aici, pe acest joc, dar sper să fie de-aia, de ce nu e, mă, bă, ce enervante, băi, nașpa rău, chiar este foarte nașpa, de ce putem să mergem de pe mouse și nu de pe tastatură, habar n-am de ce merge așa. Bine, suntem pe emulator, dar pe Stumble Guys pe emulator, de ce merge să folosim controlele și toate astea și pe Brawl Stars și pe toate astea? De ce merge să folosim tastatura și aici nu? Chiar nu știu, ciudat și la Super Cats sau cealaltă, eu nu mai știu cum se numea jocul acela, cu pisicile alea, unde am încercat de asemănător cu Brawl Stars, dacă știți episodul, dacă nu puteți să vă uitați, tot la fel era, mă, bă, nu puteai să te miști, doar cu mouse să te miști, că aici era absolut nașpa. Ok, hai să vedem ce mai am pe aici, deci avem Talking John. E perfect că mi l-a dat, chiar este foarte bine că mi l-a dat, dacă nu mi-l dădea era cam nașpa acest video, dar hai că e bine. Astea sunt astea date de la ei normal, avem ăsta, piu ăsta, bine că nu mi-a picat. Avem și niște skin-uri de astea, este din care mișto, bă, este interesant, chiar e drăguț așa. Și ăsta e tare, bă, sunt interesante skin-urile, chiar sunt interesante, nu sunt cine știe ce, dar chiar sunt ok, sincer, nu sunt rele. Hai să vedem ce mai e pe aici, bă, ăsta chiar e drăguț, ăsta chiar e frumos, spuneți-mi dacă vă place. Ăsta e și ăsta e cât de cât așa, mamă, ăsta e șmecher, ăsta e drip, e mafia, e de toate, ăsta e șmecher, ok, dar Talking John, chiar e super tare Talking John, e bine că ne-a picat, chiar e super bine făcut, spuneți-mi dacă vă place și spuneți-mi dacă mai vreți episoade de genul cu Talking John, cu Talking Pablo, am văzut că a apărut încă un joc. Și da, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys și cu orice alt joc, scrieți acolo în comentarii cu ce vreți să mai jucăm și ce vreți să facem pe acel joc și da. Dați un like, un subscribe, cu voi Rafael, noi ne vedem la un nou alt episod, pa, pa!